Astăzi a avut loc conferința de închidere a proiectului de reabilitare și modernizare a imobilului de pe strada Henri Coandă numărul 9 cu destinația locuințe sociale. Proiectul a fost realizat de Primăria Municipiului Bacău în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013 și a beneficiat de finanțare nerambursabilă din fonduri europene. E un succes din punctul meu de vedere, nu e un proiect mare ca valoare, are valoare de 1.750.000. Au rezultat din reabilitarea acestui imobil 49 de locuințe sociale, 17 garsoniere și 32 de apartamente. Ieri a început recepția la terminarea lucrărilor la acest imobil. A ieșit foarte frumos. Adică s-au făcut tot felul de lucrări la nivelul planșeelor, pardoselilor. S-a schimbat instalația termică, instalația electrică în totalitate, instalații sanitare, finisaje. Înainte de reabilitare, clădirea se afla într-o stare deplorabilă. Mi-aduc aminte că la începutul acestui proiect, când eram încă în faza de proiectare, erau așa de multe gunoaie în subsolul blocului, că a trebuit să trimitem întâi Direcția de Servicii Publice să scoată de acolo gunoaiele, că nu puteau proiectanții să măsoare, să ia releve și să măsoare spațiile, ca să poată calcula valori estimate și cantități de lucrări. Deci în halul ăsta e.